Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. De această dată, în acest videoclip, vom vorbi despre trifoiașul oxalis. Pentru că trifoiașul oxalis se regăsește în multe case, deoarece această plantă se spune despre ea că aduce norocul în casă și totodată este o plantă foarte decorativă și nu pot să spun altceva decât și că este foarte ușor de întreținut. Așa că trebuie să știți că această plantă, în această perioadă, practic intră într-un repaus, are o îngrijire anume în această perioadă. De fapt, nu pot să-i spun o îngrijire. Nu trebuie să vă speriați dacă observați anumite lucruri la ea, cum ar fi pierderea frunzelor. Priviți, trifoiașul meu, vreau să vă și arăt, l-am și lăsat așa, ca să vedeți cam cum ar trebui să arate atunci când trifoiașul își pierde frunza. Adică trebuie să știți că această plantă, începând cu această perioadă, începe să-și piardă frunza, ceea ce înseamnă că el începe să intre în repaus. Deci cam așa arată frunzele, care încet, încet, pe fiecare zi, pot să vă spun că începe să-și le piardă, ceea ce înseamnă că la un moment dat, vreau să vă arăt cum arată, cum trebuie să arate, adică dacă ar avea o alt fel de pierdere de frunze, poate ar avea și unele probleme. Dar cam așa arată frunzele pe care și le elimină singur, pot să spun asta. Și asta înseamnă că această plantă intră în repaus. Ceea ce înseamnă că la un moment dat veți observa, ajunge de fapt ca ghiveciul să nu mai aibă nicio frunză și nicio floare. Ia uitați, al meu are chiar și în acest moment floricele. Asta vreau să vă spun, în momentul când ajunge să nu mai aibă nicio floare, trebuie să știți că această plantă, acest ghiveci, de fapt, nu necesită, pot să-i spun, absolut niciun fel de îngrijire, ceva anume. Trebuie doar să îl așezați într-un beci undeva, într-un loc unde pământul să nu înghețe, pentru că în pământ sunt niște bulbișori foarte mici, ceea ce trebuie protejați totodată ca în perioada de iarnă să nu înghețe, pentru că se vor înmuia și data în primăvară nu vor mai răsări. Ce vă mai pot spune de această dată este că primăvara puteți, prin înainte de luna martie, cam așa ceva, puteți scoate bulbii, adică să desfaceți ghiveciul și să înmulțiți floarea, să puneți și în alte ghivece, deoarece dacă într-un an, în primul an, de exemplu, ați avut 2-3 bulbișori, ele se înmulțesc cum ar fi, cum se înmulțesc cepele, lalelele, zambilele, așa sunt și așa este și trifoiașul oxalis, se înmulțește și dumneavoastră îi puteți muta într-un alt ghiveci. Așa că eu de această dată asta am avut să vă spun, în ideea de a nu vă panica dacă observați că trifoiașul dumneavoastră începe să-și piardă frunza. Asta înseamnă, am spus, că intră în repaus, ceea ce este foarte bine pentru această plantă. Așa că eu de această dată cam atât am avut să vă spun. Dacă dumneavoastră nu v-ați abonat, vă puteți abona pentru a-mi urmări videoclipurile în continuare și eu vă spun ca de obicei că vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la final și încă o dată vă spun că vă doresc multă sănătate și cu spor în toate.